Să vedeți că e o poveste care o să vă placă și o să vă impresioneze în același timp. Este vorba despre o fetiță care, chiar dacă mănâncă doar când apucă și pe unde apucă, atunci când a găsit o borsetă plină cu bani, a dat-o înapoi. Aproape 800 de lei, din care cine știe cât ar fi mâncat din banii ăștia. Și are doar 10 ani, da? O fetiță care caută, din păcate, și prin tomberoane pentru hrană, a dat țării întregi cea mai importantă lecție de viață. Povestea copilei o aflăm chiar acum. I se mai spune și fetița din gunoaie. Asta pentru că scormonește mai tot timpul prin tomberoane, după resturi de mâncare. Se bucură practic la resturi de viață. Ana. Ea este mica eroină care a făcut ceea ce poate mulți oameni maturi și plini de bani nu ar face. A dăruit iubire către semeni cu prețul frigului și al foametei sale. Chiar dacă locuiește într-o magazie și se bucură de firimituri de hrană, Ana a făcut cel mai nobil gest. A dat înapoi o borsetă găsită pe stradă, în care erau aproape 800 de lei. Deși acești bani i-ar fi potolit cu siguranță foamea săptămâni bune, copila a refuzat să oprească ce știa că nu-i aparține. Te gândi să-l iei tu pentru... Nu. Ce? Ia că Dumnezeu mă pădepsește. Deși destinul i-a oferit o viață mizerabilă, sufletul ei s-a dovedit a fi de viță nobilă. Asta pentru că, la cei 10 ani ai săi, Ana știe pe de rost lecția cinstei și a purității. O lecție cu care l-a impresionat și pe proprietarul borsetei cu bani. Bătrânelul de 84 de ani a înlemnit de uimire, dar și de bucurie când a aflat de gestul copiliței. Copila, vorba Ana, borsa de 10 ani, o găsi borseta dumneavoastră. Da. Și o adus-o la... A salutat-o părintește pe frunte și parcă nu știa ce să-i mai spun. Cum să-i mai mulțumesc? Ochii bătrânelului străluceau de bucurie și de mândrie pentru copilița de doar 10 ani. Este un gest umanitar de o mare valoare din partea unei copile. Unde ai găsit-o? Spune! Cel mai probabil, lihnită de foame, fetița s-a dus să caute hrana la gunoi, așa cum obișnuiește aproape în fiecare zi. Doar când e slujba la biserică este mai bine. Asta pentru că primește pomană, mâncare pe care o duce acasă să o împartă și cu verișorii ei, care au același trai. Tot la biserică a învățat să creadă în Dumnezeu și să-și păstreze sufletul curat. Să-și ajute și să-și respecte semenii, iar pentru că nu a uitat ce a învățat, Ana a fost răsplătită. Bine aici la mine, bine aici la mine. Așa. Cine? Ia-i, copilă, ia-i. Uite. Da. Da. Da, să fii cu minte. Sănătate, mamă. Da. Uite așa. Ana i-a sărit în brațe bătrânelului, l-a ținut strâns și parcă nu voia să-i mai dea drumul. I-a mulțumit neîncetat pentru răsplată și pentru cuvintele frumoase pe care nu le aude foarte des. Ne-a spus și adevărul dureros despre viața ei. Acela că părinții au părăsit-o și ea a rămas în grija bunicii. O bătrână care se luptă cu bolile și se zbate de pe o zi pe alta să le ofere hrană copiilor. Cum poate ea? Merg împreună să caute prin tomberoane, dar și la biserică. Însă nu acceptă gândul să fure. La 84 de ani, mulți ani cu sănătate. Uite ce lecție mai frumoasă de viață puteam să luăm noi într-o zi de vineri decât de la această fetiță care are 10 ani și se numește Ana Horvat. Și suntem în direct cu Ana, dar înainte să vorbim cu ea, bună seara, Ana! Bună ziua! Ana, să știi că alături de mine în platou sunt doamna psiholog Ioana Tănase, Mara Bănică și domnul Sorin Ovidiu Bălan. Și te salută și ei. Ana, hai să ne povestești un pic cum s-a întâmplat. Unde ai găsit tu borseta aceea? Poftim? Unde ai găsit borseta, geanta aceea? Unde-i,
unde e gunoi, lângă gunoi, la primărie, lângă primărie. Așa. Și în momentul în care ai găsit-o, tu ce ai făcut? Ai deschis-o să vezi ce e acolo? Nu. N-ai deschis-o? Și ce ai făcut cu ea, Ana? Am dus înăuntru la primărie. Fără să te intereseze ce e acolo, nu? Da. Și cui ai dat-o la primărie? La portarul. Și domnul portar ce ți-a spus? A deschis-o acolo să vadă dacă e un act al cuiva? Da, a deschis. Și au chemat, cum a făcut? Au chemat poliția să găsiți posesorul? Povestește-mi un pic ce s-a întâmplat mai departe. Au chemat prima dată șeful. Așa. Și după aia șeful de două ori a chemat pe omul. Dar n-a răspuns nimeni și a trimis un polițist acolo. Adică caută. L-a sunat pe domnul acela, pe proprietarul borsetei, n-a răspuns și a mers un polițist să-l caute. Și tu unde l-ai întâlnit pe domnul acela? La poliție? Că a adus poliția. Și ce ți-a spus domnul acela în momentul în care a intrat în posesia borsetei? Prima dată o întrebat că cine a fost care o a adus aici borseta. Și așa a zis poliția că Ana. Ana, cred că ai aflat după aceea că în borsete erau 800 de lei, da? Da. Știi că asta e o sumă mare. Nu? Da. Ce ți-ai fi luat tu cu 800 de lei, Ana, dacă ar fi fost banii tăi? Mai bine îmi cumpărea o casă. O casă? Ei, chiar cu 800 de lei nu se poate, doar poate dacă îți luai o căsuță așa de jucărie, nu? Ana, tu mergi la școală? Da. În ce clasă ești? Pe clasa a doua. Și îți place la școală? Da. Ce îți place ție cel mai mult și cel mai mult de la școală? Engleză. Da. Matematică. Așa. Și română. Și română, bravo. Și te-ai gândit și ce o să te faci când o să fii mare? Da. Ia, spune-mi. Să ajut pe toată lumea să o vindec. Deci vrei să te faci doctoriță. Doctor, wow, ce frumos. Dar să știi, Ana, că pentru asta trebuie să înveți foarte bine la școală. Ți-a spus doamna învățătoare? Da. Dar doamna învățătoare a aflat de isprava ta, de faptul că ai fost așa un copil model și că te-ai dus și ai dus borseta? Da, că a arătat un învățătoare care o cheamă Oșii. Aha, i-a arătat doamna învățătoare, nu? Dar acum, Ana, să știi că nu numai că te văd toți colegii tăi și din clasă și din școală, te vede o țară întreagă și o țară întreagă a aflat ce faptă frumoasă ai făcut tu. Dar cine te-a învățat pe tine, Ana, să fii așa un copil bun și cinstit? Bunica. Bunica ta. Tu locuiești cu bunica? Da. Și cu mai cine? Și cu unchiul meu. Și mai ai frați, surori? N-am. Ești singură la părinți. Și mami și tati unde sunt? Tata s-a însurat și mama s-a măritat. Am înțeles. Dar tu o iubești mult, mult pe bunica, nu? Da. Și ea este o femeie credincioasă, te duce la biserică? Da. Pentru că te-am auzit spunând că e un mare păcat să furi. Da, sunt convinsă că asta ai vrut să ne spui. Dar, Ana, ce-ți dorești tu cel mai mult și cel mai mult acum? Poftim? Ce-ți dorești tu cel mai mult și cel mai mult acum? Ce-mi doresc? Mhm. Nu știu.
ce mai mult și ce mai mult? Mhm. Ce-mi doresc? Așa. Să am haine frumoase. Să ai haine frumoase. Păi, Ana, eu zic că o să se rezolve. O să facem în așa fel încât niște hăinuțe foarte frumoase să ajungă la tine. Tu locuiești în Târgu Mureș, da? Da. Să ajungă la tine la Târgu Mureș, să fie cadou nostru și cine știe, poate că și alți telespectatori de acasă au fost impresionați de... Păi să vă...